la asta. Am mai făcut câteva ture. Plugul pare că merge din ce în ce mai bine, în sensul că nu mai patinează atât de mult. Numai că tot cu sateliții trebuie să fac. Chestia e că o intra soarele. O intra soarele, o apus. Și să știți că se simte lucrul ăsta. Începe să răcească timpul. Vedea acolo este o manetă mai jos. Eu îi cuplez din mers exact ca la 650. Îi cuplez cumva progresiv, adică în timp ce se învăr roțile, se aliniază pinioanele acolo, coroană, ce trebuie și cuplează mai ușor. Bineînțeles, în mers, dar la viteză mică, deci nu la viteză mare. Dacă sunt o treaptă mai mare, îl las aproape de relantii tractorul și numai atunci acuplez. Arătura iasă bine așezată, încorporează cred că 95% din resturi, deci foarte puțină iarbă rămâne pe afară. De asta parcele de genul asta e o parcelă care e un pic costiș. E panta e așa la încolo, la deal. Și eu ar pe contrapantă, cum ar veni, sau cum să zic eu. Și atunci parcelele de genul tot timpul prefer să le dau la vale ca să încorporeze mai bine. Cum am dat jos antetrupițele, prefer să dau la vale ca să încorporez mai bine. Dacă dau la deal, sunt unele brazde care nu le întoarce complet și rămân resturile pe afară. Chiar dacă voi cum preferați să arați pe curbă de nivel, de exemplu, eu, de exemplu, chiar dacă dau la vale și duc un pic mai puțin, deci teoretic durează mai mult să fac o parcelă cum e asta, prefer să o fac așa pentru că mi se pare că arătura se așează mai bine, se incorporează mai bine și cumva merge și un pic mai ușor plug. No, singurul dezavantaj e că, având parcela în înclinație și mai bagi și roata în șanț, tractorul stă destul de înclinat și atunci uneori necesită să cuplezi sateliții, să merg cu sateliții cuplați. Dar, în schimb, ca lucrare, întotdeauna am preferat să dau la vale decât la deal. Voi cum procedați? Ce faceți în parcele de genul, unde trebuie să dați la vale sau la deal? Cum faceți? De exemplu, aici, în capăt, un vecin de la parcela asta, el tot timpul preferă să dea la deal. Zice că e mai ok pentru incorporarea apei în sol și așa mai departe. Dar problema care e, ce am observat eu, când dai la deal, acum panta poate să fie mai mare sau un pic mai mică, depinde când cum, nu-i, cum să zic eu, gradul de inclinație nu e același pe toată parcela. Și aici este colț unde e mai inclinat, este unde e mai drept. Și la el am observat că
sunt locuri unde, mai ales la începutul brazdei, deci cum e aici de pe capăt, că începe și se bagă în brazdă, până se așează plugul bine în pământ, îi rămân... prima trupiță nu-i aruncă până lângă următoarea breazdă, că rămâne un pic de șansă acolo. No, dar chiar și așa el totuși preferă să dea la deal. Eu cred că preferă să dea la deal în primul rând că are spor mai mare de lucru. Având în vedere că dă la deal, plugul nu tinde să fugă la vale, ba chiar tinde să fugă un pic la breazdă mare. Dar foarte puțin, dacă e reglat bine și are spor mai mare de lucru. Poate ia ceva mai mult plugul și da, termină mai repede parcela. Aici așa, de parcela asta vorbesc. Nu e inclinație foarte mare, dar îi un pic. Încă aici putea să o facă, cred că în sus, în jos, că pare că e mai lung așa. Da, da, nu știu de ce. Deci au făcut-o de alatul și l-au dat la deal. De asta, că fiecare are stilul lui cum lucrează și cum face. Eu prefer să dau la vale. Ajung aici în capăt și întorc. Tot timpul tind să ies în partea de sus, pentru că cum ar cu sateliții cuplați, am observat că decuplează mult mai ușor, la mine fiind mecanici. Decuplează mult mai ușor dacă la capăt e spre roata din exterior, roata care tot timpul se află în exteriorul brazdei sau în exteriorul arăturii. Atunci ea nu mai tinde să strângă și se eliberează și decuplează mai ușor. Bun, hai să mă dau jos să vă arăt și lucrarea, cam ce fac eu aici. Ca și adâncime, cred că merge până în 25. Și uite, cam așa iasă. Cam așa iasă arătura. Eu zic că destul de bine. E relativ dreaptă. Deci iasă treabă bună. Cred că astăzi cam asta e singura parcelă ce reușesc să fac. Când am venit am încercat aici mai jos lângă drum, dar mergea greu, patina. În miriștea asta mere că nu-i călcat. Hai să văd dacă am ruleta la mine să măsoară. Uite cu aia. Hai că facem o măsurătoare. Încă aici e unde calcă roata, deci teoretic e mai jos. Aici văd că când merg încolo undeva la 23-24 adâncime, când vin încoace, dar atenție, deci e zona unde vine roata. Tasează un pic pământul, aici încă nu a început să patineze, numai un pic. Și acolo vine trupița chiar lângă el. Și din coace avem tot așa un 23-24. Deci nu intră chiar 25, un 23-24. Dacă îi dau drumul mai jos, îmi patinează destul de mult și nu știu dacă o să meargă. Uite, asta e bara.
reparată, așa a ieșit bolțul. Deci l-am tăiat la capăt. Stai că nu e tot mai drept, dar e ok. Și aici am făcut bolț altul, o strunjit, o sudat la loc. Să sperăm că ține și ăsta măcar cât ăla altul dinainte. Al dinainte a ținut, nu știu, vreun an, un an și ceva. Nu știu să vă zic în hectare, dar o ținut mai bine de o campanie, o campanie și ce. Pământul încă e clicos, e destul de moale, așa. Da, aici mai am un pic și termin. Și după aia mai încerc o dată în parcela asta de jos. Mai am și acolo pe tău ăla o bucată ce merge așa încolo spre șosea. Dar acolo am tocat acum, într-o seară. Nu mai știu exact în care zi. Cred că luni. Cred că luni am fost. Azi e miercuri. Azi când eu filmez, nu știu exact când o să postez clipul, dar astăzi când eu filmez e miercuri. Bine, hai că mă urc înapoi și dau bătaie. Deci tot așa, până în 25. Hai să nu zic 25, eu iau de la vârf, de la daltă. Să nu zic 25, dar până în 25 intră. Ceea ce pentru mine e mulțumitor, e ok. Așa, încă un lucru ce vreau să vă zic. Când am pantă, prefer să mă întorc tot timpul plugul să fie în partea de sus. Deci plugul să fie, să mă întorc la cu botul de la tractor la vale și plugul să fie în partea de sus. Ce beneficiu văd din treaba asta? Adică de ce m-am învățat să fac așa? După ce întorc plugul, la mine trebuie să sară, să se învârtă roata și să sară pe poziție. Eu dacă mă întorc la deal și plugul e la vale și nu ridică suficient de sus tractorul, nu mi aruncă roata să vină pe poziția de lucru. Și atunci trebuie să-i dau eu o zmâncitură, un șoc, ca să vină la loc. Atunci prefer tot timpul să mă întorc cu plugul la deal.
Plus că dacă n-ai greutăți suficiente, s-ar putea să te ridice de față. S-ar putea să patinezi dacă e moale. Bine că și așa stai cu spatele la deal, no, și așa poți patinezi mai repede. Dar eu așa m-am învățat, să tot timpul să întorc, să reversez plugul când îți cu fața la vale. Și să-mi schimb proiectoarele de pe cabină, alea mi s-arse. Aveam pe butonul ăsta proiectoarele de sus. Normal, alea le țineam să-mi bat aici pe plug și astea de pe aripi de aici să bat așa în lungime. Dar încă n-am reușit să le schimb și le folosesc numai astea. Eu atât o iau la deal, bine, ridic plugul înainte să virez. Niciodată să nu virați cu plugul în pământ. Așteptat să se ridice plugul. Astea nu știu dacă ați auzit, dar de marca asta Ward, dacă ați auzit de problema axului, că se rupe axul, destul de multe pluguri din astea au probleme cu axul, că se rupe într-un fel sau altul. E bine, eu cred că dacă vă apucați să-l și virați prin pământ, și treaba aia ajută la ruperea lui. Iar șocurile pe drum sau la capete sau așa, plugul e destul de lung, e greu și se mai rup axurile alea. La alte pluguri, de exemplu, se rup cadrele, cum e la Lemkenuri sau la Rabe, iar așa am văzut. Și la Cun am văzut rupte. Deci depinde. Nu se mai rupe axul, se rupe cadrul. E cam aiurea, dar ceva trebuie să cedeze. No, la astea, la Hoarduri, problemă cu axul. Axul care face legătura între proțap și restul plugului. Practic, ăla are niște rulmenți și de acolo se reversează din cilindru și întoarce plugul. Aveți grijă la tot timpul să aibă rulmenții acolo și axul să aibă vazelină, să fie uns unde se freacă. Altfel, în timp, riscați să facă uzură și să cedeze. De-aia zic că nu știu cât e de precisă aplicația asta, pentru că, uite, eu și s-a oprit pe loc, de exemplu, și când s-a oprit pe loc, el încă tot mai indică ceva, dar mă refer că nu răspunde atât de repede la satelit sau n-aibă, știu.
l-am reglat acum, prinde undeva la jumate. Sau poate un pic înainte de jumate. Teoretic nu e un lucru rău ca la cursa ambreiajului să aibă mai mult spațiu în care el să stea în liber. Să fie friguț afară. Aici îl fac ăsta într-o brază, îl fac așa la vale.
încerc să mă duc și la deal să vedem. Altfel rămâne prea mult colț, ne arată aici. Nu vreau să mă bag să calc cumbul. Mai bine ies un pic cu fața aici, pe capătul ăsta. Aici mai jos, trag o breazdă încolo și intru, mă duc și fac capătul celălalt. Unde trebuie să mai încerc eu e acolo la unde am tocat săptămâna asta, să vedem acolo cum e, cum se comportă. Poate acolo să meargă bine. Care o să fac astăzi, în seara asta. Aici văd că merge binișor. Îi înghețat și aici, îi un pic așa trândos, dar totuși văd că merge. Aici e parcela în care am tocat ulei luni seara. Deci de 2 zile. Aici, până la lucernă, cât se vede, cât se văd numai ulei. Și cam asta e pe ziua de astăzi, o să mă duc acasă. Ajunge pe azi. Mâine trebuie să merg iarăși la servici, să spun așa. Să văd mâine după masă dacă mai vin să fac. Depinde cum o să fie vremea, dacă o să fie foarte frig în seara asta. Am impresia că vin degeaba mâine. Și atunci prefer să nu bat drumul degeaba. Da, vedem cum e timpul. Chestia e că unde mai am de arat, mai am câteva parcele care sunt așa pe șes. Dar puține. Majoritatea sunt pantă. Ce am mai mult de arată e pe pantă și pe pantă nu prea merge acum. Aici pe tău ăsta văd că chiar dacă e destul de mult material, au fost mari ulei, plugul nu se înfundă, merge bine, atâta că gradul de incorporare nu știu, poate 70-80%, să zic. Mai rămân pe afară ulei, dar asta e treaba, n-am
n-am ce să fac. Dacă veneam aici cu antitrupițele, acum cum e înghețat deasupra, e înghețat cam cât trebuie să radă antitrupița. Și tare mi-era frică că poate rup ceva la ele. Și chiar nu vreau, pentru că-s bune și la anul cu siguranță, dacă reușim să recoltăm mai repede, o să le folosesc mai des. O să încerc să ar peste tot cu ele. Ce să zic? Sărbători fericite. Urmează acum la sfârșit de săptămâna asta, când filmez eu, vine Crăciunul. Astăzi e miercuri, 21 decembrie. Deci în câteva zile vine Crăciunul. După aia o mică pauză de săptămâna viitoare și vine și anul nou, Revelionul. Ce să vă zic, sărbători fericite alături de cei dragi și să ne vedem cu bine și la anul, dacă nu apuc să postez clipul ăsta până atunci. Numai bine și o seară faină. Vă pupăm.